Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de gramatică pentru clasa a 7-a din cartea mea de gramatică. Dragii mei, vă rog mai întâi să vă abonați. După aceea se deschideți cartea de gramatică la pagina 91. Pentru elevii care nu au cartea mea de gramatică, eu voi arăta paginile pe care le vom lucra astăzi. Sunt ceva pagini. Noi o să lucrăm doar câteva și pe acelea vi le voi arăta. De câte ori începem o altă pagină, vom face o altă captură de ecran. Mai întâi pagina 90, da? Complementul circumstanțial de scop. Circumstanțialul de scop. Ce este circumstanțialul de scop? Circumstanțialul de scop este un subordonat facultativ al unui verb care are categoria modului sau care este la o formă verbală nepersonală și al unei locuțiuni verbale arătând scopul, finalitatea unei acțiuni. Răspunde la întrebările în ce scop, cu ce scop. Determină, evident, un verb. Circumstanțialul de scop se exprimă prin substantiv, pronume sau numeral cu valoare pronominală, în cazul acuzativ, cu prepozițiile la, după, în, spre, întru. Și prin verb la infinitiv cu propoziție. De asemenea, se mai poate exprima prin verb la modul supin. Exerciții. 1. Elimină partea de propoziție care determină verbul în exemplul de mai jos. Propoziția are înțeles? Radu a plecat în oraș după cumpărături. În ce scop a plecat? După cumpărături. Dacă înlătur această expresie după cumpărături, o să-mi rămână Radu a plecat în oraș. Propoziția are înțeles. De aceea se spune că circumstanțialul de scop este facultativ. Îl așez în propoziție numai dacă îmi doresc, dar nu este obligatoriu. Exercițiul 2. Ce arată partea de propoziție descoperită la exercițiul 1? Partea de propoziție descoperită la exercițiul 1 a arătat scopul plecării. Exercițiul 3. Precizează părțile de vorbire determinate de părțile de propoziție care răspund la întrebările în ce scop, cu ce scop, în enunțurile de mai jos. Vlad glumește pentru destinderea atmosferei. Cu ce scop glumește? Pentru destindere. Pentru destinderea este un circumstanțial de scop exprimat prin substantiv comun cu prepoziție. Recitind romanul pentru scrierea unui referat, am găsit un pasaj emoționant. Cu ce scop am recitit? Pentru scriere. Pentru scriere este circumstanțial de scop exprimat prin substantiv cu prepoziție. Tânărul o luase la sănătoasa pentru a scăpa de urmăritor. Cu ce scop o luase la sănătoasa? Pentru a scăpa. Pentru a scăpa este circumstanțial de scop exprimat prin verb la modul infinitiv cu prepoziția pentru. Părțile de vorbire prin care se exprimă circumstanțialul de scop. Exercițiul 4 menționează părțile de vorbire prin care se exprimă circumstanțialul de scop în exemplele date. Verișoara mea a plecat la specializare în străinătate. Cu ce scop a plecat la specializare? Este un circumstanțial de scop exprimat prin substantiv cu prepoziție. Corina a venit după cartea împrumutată. Cu ce scop a venit după carte? Este circumstanțial de scop exprimat prin substantiv cu prepoziție. Bunica a mers la doctor pe
pentru o consultație. Cu ce scop a mers? Pentru o consultație. Circumstanțial de scop exprimat prin substantiv comun cu prepoziție. Sportivul a muncit în speranța câștigării unei medalii. Cu ce scop a muncit? În speranța câștigării. Substantiv comun cu prepoziție. Strămoșii au luptat spre apărarea țării. Cu ce scop au luptat spre apărarea? Este circumstanțial de scop exprimat prin substantiv cu prepoziție. S-au sacrificat pentru păstrarea valorii neamului. În ce scop s-au sacrificat? Pentru păstrarea. Este circumstanțial de scop exprimat prin substantiv cu prepoziție. Am un test la engleză și pentru el am muncit mult. Cu ce scop am muncit? Pentru el. Este circumstanțial de scop exprimat prin pronume personal cu prepoziție. Am două teze și pentru cele două am recapitulat serios. Cu ce scop am recapitulat? Pentru cele două. Circumstanțial de scop exprimat prin numeral cardinal, precedat de prepoziție și articol. Am mers la bibliotecă spre a consulta un document mai vechi. Cu ce scop am mers spre a consulta? Circumstanțial de scop exprimat prin verb la modul infinitiv cu prepoziție. Mama ne-a trimis la strâns frunzele din curte. Cu ce scop ne-a trimis la strâns? Este circumstanțial de scop exprimat prin verb la modul supin cu prepoziție, evident. Acum am să vă arăt pagina următoare pe care o vom lucra astăzi. Aceasta este. Elevii care nu au cartea sunt rugați să facă o captură de ecran. Exercițiul 8 de sus. Dar mai înainte, circumstanțialul de scop poate sta înainte sau după cuvântul de care depinde. Când stă înaintea cuvântului determinat, se desparte prin virgulă de acesta și de restul propoziției. Exercițiul 5 menționează care este locul circumstanțialului de scop în enunțurile date. A venit la mine pentru un sfat. Cu ce scop a venit? Pentru un sfat. Circumstanțialul de scop este așezat după termenul său regent. Pentru a te lua la cercul de informatică am trecut pe la tine. Cu ce scop am trecut pe la tine? Pentru a te lua. Circumstanțialul de scop este așezat înaintea termenului său regent și de aceea este despărțit prin virgulă de restul propoziției. Exercițiul 1. Unește cu o linie începuturile de enunț din prima coloană cu circumstanțialele de scop corespunzătoare din a doua coloană. A cumpărat o stropitoare pentru a uda florile. Mama a deschis geamul spre a aerisi camera. A ridicat capota mașinii pentru verificarea uleiului. A plecat în alt oraș la muncă. A mers la librărie după niște pixuri colorate. Și exercițiul 2 subliniază circumstanțialele de scop din enunțurile de mai jos, precizând prin ce parte de vorbire se exprimă. A. Instalatorul a folosit o cheie franceză pentru a strânge șurubul. Cu ce scop a folosit? Pentru a strânge. Circumstanțial de scop exprimat prin verb la modul infinitiv cu prepoziție. B. Am făcut multe repetiții pentru spectacol. Cu ce scop am făcut? Pentru spectacol. Este circumstanțial de scop exprimat prin substantiv comun cu prepoziție. C. A luat-o la picior spre a nu întârzia la cursuri. Cu ce scop a luat-o la picior spre a nu întârzia? Circumstanțial de scop exprimat prin verb la modul infinitiv cu prepoziție. D.
Ciclistul are trei concursuri și pentru cele trei se antrenează zilnic. Cu ce scop se antrenează pentru cele trei? Circumstanțial de scop exprimat prin numeral cardinal cu prepoziție și articol. E. Pentru oprirea mingilor, antrenorul a pus o plasă în spatele terenului de tenis. Cu ce scop a pus? Pentru oprirea mingilor. Pentru oprirea. Este circumstanțial de scop exprimat prin substantiv cu prepoziție. F. Am de făcut un proiect la istorie și pentru el am consultat mai multe site-uri. Cu ce scop am consultat? Pentru el. Circumstanțial de scop exprimat prin pronume personal cu prepoziție. G. M-am pregătit pentru prezentat oral posterul realizat de mine. Pentru ce m-am pregătit? Pentru prezentat. Circumstanțial de scop exprimat prin verb la modul supin. H. Vreau să fac două prăjituri și am cumpărat pentru cele două zahăr vanilat. Cu ce scop am cumpărat? Pentru cele două. Este circumstanțial de scop exprimat prin numeral cardinal cu prepoziție și articol. În scopul scrierii unui referat am citit mai multe articole. În ce scop am citit? În scopul scrierii. Circumstanțial de scop exprimat prin pronume, circumstanțial de scop exprimat prin substantiv comun cu prepoziție în scopul scrierii. Vă mulțumesc pentru participare, vă rog să lăsați un like dacă ați înțeles și de asemenea vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o cândva, până acum. Vă amintesc că pe acest canal găsiți ore cursuri de limba română și de limba engleză. La revedere, pe curând! Pe curând pentru următoarea lecție de la circumstanțialul de scop. La revedere!